găsit! Astăzi discutăm despre hipotensiune. Cardiologul Alin Munteanu este alături de mine și ne va spune ce înseamnă, de fapt, o tensiune mică, de la ce apare, dacă există simptome și mai ales dacă putem face vreo prevenție. Discutăm un pic și despre cum să ne măsurăm tensiunea corect acasă. Așadar, doamna doctor, este o problemă dacă avem tensiunea mică zile la rând sau chiar ani la rând? Bună ziua, foarte bună întrebare. Subiectul dumneavoastră, hipotensiunea arterială, este o problemă al apanajul tinerilor, să-mi permit să zic așa. Tinerii, în general, au tensiune mică, atât copiii cât și tinerii, însă persoanele vârstnice, care au patologie cardiovasculară și la care medicația în plus sau patologia asociată, deshidratarea sau expunerea la căldură excesivă sau apariția unor boli serioase, gen o alergie majoră, un șoc anafilactic, de exemplu, scade brusc tensiunea arterială. Dar vorbeam de faptul că tensiunea arterială este o problemă, hipotensiune, de fapt că vorbeam de tensiunea mică, este o problemă care uneori nu o luăm atât în seamă, decât dacă chiar simțim ceva. Tocmai. Adică, pacienți, deci ce simțim? Ce simțim, da. Adică simțim o stare de leșin, de amețeală, de căldură, care vine din capul pieptului așa și îți dă o stare de gol, de cap greu. Și pacienții simt la ridicarea din pat o amețeală brusc instalată. Deci găsim prima cauză, că ar putea fi medicația în exces. Apoi, o altă cauză, spuneam că sunt alte boli, gen diareile, un frison, deci o răceală. O răceală care apare, de exemplu, în plină stare de sănătate și face să scadă brusc tensiunea prin apariția infecției frisonului și febrei. Acest lucru iară determină scăderea tensiunii cu puls accelerat, da? Lucru care iară uneori ne îngrijorează, nu pe noi, ci pe pacient. Apoi, o altă cauză este expunerea la soare, motiv pentru care uneori apariția accidentelor vasculare în plină sezon estival sunt o problemă pentru pacientul vârstnic. Sunt boli pe care noi le cunoaștem în apanajul cardiologului și al medicului internist, al neurologului. Vorbim de boală Parkinson, deci acești pacienți au frecvent tensiunea mică. Apoi, boala hipertiroidia, hipotiroidia, cei care le funcționează mai greu, au și pulsul mai mic și uneori și tensiunea mai mică. Alte cauze de scădere a tensiunii, după cum spuneam, cele mai frecvente sunt la cei care iau medicație psihiatrică. Pe scurt, găsim tensiunea mică în momentul când ea scade cea sistolică, adică cea mare, cu 20 de milimetri coloană de mercur, și cea diastolică cu 10 mm coloană de mercur față de normal. Cunoaștem toți că tensiunea normală ar fi 120 cu 70, nu e chiar așa. Uite, 12 cu 7, românește. Așa. Nici 11, de exemplu, nu e o tensiune de mică, da? Însă sub 90 mm coloană de mercur, respectiv sub 60, cea diastolică, ne ridică probleme. Asta voiam să vă întreb, când ar trebui să ne îngrijorăm? Dacă o avem sub 9 cu 6, da? Exact, sub 9 cu 6 și nu neapărat tinerii, pentru că tinerii au aceste tensiuni mici și nu trebuie să-și facă probleme, să se îngrijoreze. Aș vrea să mai amintesc sarcina, că în primele 24 de săptămâni ale sarcinii, tensiunea este mică. Deci eu dacă am tensiunea 9 cu 6 și așa am avut-o toată viața și nu am niciun simptom din cele menționate mai devreme, ar trebui să mă îngrijorez? Nu. Deci dacă aveți tensiunea de 9 cu 6 și nu aveți amețeli, leșini, stare de rău, la ridicarea din pat, la schimbarea de poziție, când mă ridic din poziția culcat din pat brusc, uneori se întâmplă și la persoanele sănătoase să scadă brusc tensiunea, după un somn profund, de exemplu, brusc sună telefonul, suntem speriați de ceva, bui maci, să ni se întâmple așa, ca un soi de amețeală. Dar când avem hipotensiune, vederea e încețoșată, ne dă această stare de leșin cu transpirații, cu palpitații și chiar trebuie să sunăm un medic pentru a vedea dacă nu cumva este mai mult decât o problemă. Și spuneam că persistența mai mult de o zi, două, a tensiunii mici, sub 9 cu 6, trebuie sunat medicul cardiolog. Și cum ne măsurăm această tensiune corect? Ar trebui în anumite perioade ale zilei sau, nu știu, dimineața sau după ce mâncăm sau după ce facem efort? Deci tensiunea arterială trebuie măsurată în principiu de 3 ori,
să facem oarecum o medie și o măsurăm la ambele brațe, este foarte important, mai ales pentru colegii mei cardiologi și medici de familie, știu că diferența dintre cele două brațe ridică suspiciunea unei boli serioase de inimă. Mai mult decât atât, atenție pentru hipotensiune și aș vrea să mai adaug că sunt pacienți care iau tot felul de alte plante, respectiv OTC-uri, cum le spunem noi, care scad tensiunea și alături de medicație determină o scădere în plus a tensiunii arteriale. Adică există plante care sunt cunoscute de farmaciști sau de în popor, nu? Anumite ceaiuri, anumite poțiuni, anumite soluții care determină scăderea ale tensiunii arteriale și sunt cunoscute în prevenția cardiovasculară. E clar că și la aceste ceaiuri trebuie să consultăm medicul, mai ales sau măcar să întrebăm, domne, eu iau și asta. Tocmai, da. Da, exact, exact. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu drag. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă.